Țara e plină de oameni harnici. Afaceri mai mici sau mai mari, Microinvest le susține pe toate. Fiți cu ochii pe noi. Emisiunea Vreau la Țară crede în viitorul afacerilor aici, acasă. Aventura Vreau la Țară nu e deloc ușoară. Ce ne-am face fără partenerii noștri de la ferma cu origini care produc cele mai bune lactate din țară? Autohton, autentic și delicios de sănătos. Asta te filmează pe urmă, o să fie, o să nimerească în emisiune, dar... Construim garduri, ziduri de sprijin. Ia dați-ne timp pe internet să spuneți dacă e el sau nu. Trebuie de mai învins câteodată. A văzut că noi ne descurcăm destul de bine. Ia să mai dăm o mașină de beton. Nu mai mult, nu, trebuie tot de luat încolo. Eu am așteptat că o să lucrăm, dar chiar a fost mai mult decât am așteptat. Vreau la Țară, ediția 6, ziua 1, introducere. Oh, bună ziua, bună ziua, Helen, te salut. Bună ziua. Îmi pare bine că am ajuns. Băi, noi ne porneam de mult aici, s-a mai amânat un pic. Erau ploi. S-aud mașini, s-aud tractoare, suntem în Teleșeu, la Hill and Valley, un loc, iar cum am obișnuit, în inima naturii. Vă salut într-un nou episod de Vreau la Țară. Vreau să vă prezint cei patru fantastici din acest episod. Domnul Chironda, domnul Moscovici, Dana Marchetan și prietena mea Violeta Scrișu. Să știți că e emoționant să fii cu prietenă în proiect, pentru că nu știu dacă după acest episod o să mai fim prietene. Acum poate să fie echipa dacă este una de top. Să începem cu începutul. Domnul Chironda, cum a fost drumul până la Peresecina? Mai avem un pic și ajungem. Bun, stai. Cum bun? Fiți sincer. Victor Chironda. Am 34 de ani. Sunt urbanist. La moment sunt în campanie electorală. Candidez la primăria municipiului Chișinău. De acolo până al doilea deal încolo. Așa. Asta e Parcul Național Orhei. Welcome! Ați înțeles? Ați înțeles oameni buni? Așa, uite, la noi acum vine invitația, de să-ți spun care probabil tu știi, probabil ai vorbit cu producția. În ediția de astăzi avem invitați pe domnul Victor Chironda, posibil primar de Chișinău, acum când vedeți voi episodul ăsta. Cum a fost să vă luați aceste 3 zile libere, pentru că știm că timpul acum când filmăm noi, pentru că emisiunea o să apară cel mai probabil sfârșit de octombrie, început de noiembrie, dar lumea trebuie să știe că noi filmăm acum în data de 7 august. Cum a fost să vă luați acum 3 zile libere în perioada fierbinte în care... Cam greu, dar deja am auzit despre emisiune, n-am văzut nici, nu prea mult la televizor, dacă sincer, n-am cânt. Dana Marchetan, interpretă. Dana, salut. Hai, zi-ne tu! Tu rapid ai fost cu răspuns, ai spus da, eu am vin, spus da, de oră. Ce? Explic, dau explicații. Deci, eu de an trecut am dus tratative. Câți ani are emisiunea? Are un... Suntem la doilea sezon. Anul Corect. Trecut am filmat primul sezon. Corect. Anul trecut duceam tratative, dar nu am reușit, că eram full așa cu lucrul. Dar mi-am dorit și anul trecut mi-am dorit să ajung la acest proiect. Eu sunt Dana Marchetan. Sunt interprete de muzică jazz și pop, bucat de jurnalist și profesoară de canto. Tocmai de asta abia aștept să văd ce munci ne veți da și urăra. Mie îmi place energia ta, dar eu știu că ea durează exact până la prima masă, că după situația se schimbă. Să fie prima masă. Am venit la acest proiect că foarte mult îmi plac experiențele de viață noi, interesante și, bineînțeles, îmi place munca. Domnul Moscovici, eu sperăm să vină. Domnul Moscovici, dumneavoastră da, da. Tot din prima ați fost așa foarte interesat de proiect, adică mi-ați adresat câteva întrebări și foarte ușor am știut eu cum vă trag în plasa mea, că mie îmi place. Așa? Luând în considerație că îmi place tot ce este nou, îmi place aventurile. Unii că am înțeles că am dat-o în bară când merg cu Marchetan. Vorbește prea mult.
Dar sper că o punem la treabă. Deja? Vorbește mult, dar cântă bine. Și dacă ce vă opunem păi de asta, mai bine să cânti. Da, o să mă strădui. La prima vedere, mă rog, hai la țară. Ei, hai la țară. Dar, de fapt, întoarcere la, pentru mine personal, la rădăcinile mele, că eu sunt născut la țară, în satul Cărpineni, un sat cu tradiții foarte frumoase, unde am primit primele 7 ani de acasă. Și pe domnița Violeta Scriș, care o să punem la treabă că este murit. O să facem chestia asta. Așa. Bună, bun. Sunt Violeta Scrișu, te profet. Ce, a, la tine să mă scuze, dacă să mă prezint, bine. Sunt Violeta Scrișu. Violeta, da, hai spune-ne tu un pic. Cum a fost să accept să vin acest proiect? De ce nu l-ai luat și pe Dorin? Că și pentru el a fost invitație. E prea mult. Și eu și el prea mult. Trebuie o ediție separată. Mi-a luat ceva timp, adică nu prea am vrut din prima. Pe lângă aceasta, pe lângă faptul că sunt jurnalistă, predau ore de dicție. Sunt pasionată de bune maniere. Probabil unii dintre cei care sunt pe rețelele mele mă cunosc pentru acest lucru mai mult. Avem în spate cu domnița Scriș o epopee întreagă scrisă. Romane s-au scris despre relația proiectului 02 cu dumneai. Dar uitați, azi avem noroc că nu e soare. Ieri a fost cald, alaltăieri a fost foarte cald. La noi foarte bine aici, în răcoare. Pe deal mereu vânt. Dar acolo e păduri sau și încolo, de fapt? Acolo pur și simplu așa am păduri, dar aici avem codre. Asta e chiar codre. Eu sunt Helen Butacova și eu sunt proprietara acestui spațiu, o agropensiune nouă în construcție, care se numește Helen Valley și care are suprafață de 15 hectare, unde vom avea cazare, restaurant, mai multe locații pentru evenimente în aer liber. Dragi telespectatori, ediția 6-a Vreau la țară. Un sezon cu de toate pentru toți. Doamne, Doamne ajută încă jumătate de emisiune. Ne-am luat cu staj de acasă astăzi, pentru că suntem în sezonul nucilor deja și eu sunt un pasionat. Nu mă interesează că o să am mâinile iodate. Unde trebuie? Așa le sunt mai bune. Ai din copacul acela? Mersi. Eu mă simt un pic mai relaxată în această ediție din mai multe motive. De obicei, unii invitați refuză pe ultima 100 de metri, alții nu mai vor să vină, alții devin mofturoși. Ăștia din acest episod au fost foarte concreți la invitația noastră. Terenul e foarte mare. Urmează să vedeți în astea 3 zile cum ne ducem și la Levânțică, și avem vie, și aici trebuie să facem o terasă, și, doamne, e mult lucru de făcut și o să aflați parcurs și facem. Eu am lucrat în agenție de publicitate și eu vreau să folosesc orice oportunitate pentru promovarea locului. Și când am văzut anunț postarea lui Cătălin pe Facebook că ne pregătim pentru filmarea sezonului 2, deodată știam că trebuie să vă aduc aici, cu orice preț, dar ați venit singur și gratis, așa că... Haideți, măi, frumoșilor, măi! Nicoleto, vrei să sar din mașină? Nerăbdătoare, Nicoleta asta, coprezentatoarea asta a mea. Locația e ruptă din poveste, deci când ajungi acolo sus cu microbuzul, când am venit și coboram, e un teritoriu, nu știu câți ari sunt, dar e foarte, foarte mare. Pe stânga avem viță de vie, pe dreapta avem floarea soarelui, în față avem iarăși viță de vie, deci suntem înconjurați de natură. Deci, domnul Chironda, prima expresie, a zis, în Chișinău tot este de făcut stroică, deși l-am adus aici. Nu, n-am stat mult pe gânduri, am acceptat din prima. Spune, Doru, cât de mare a fost? Mare, mare, bună ziua! N-am o problemă să vin... Aici e frumos, e bine, de plăcere să lucrez. Bună ziua, vă salut cu respect. Eu așa am înțeles că avem de lucru aici. Nici nu vreți să știți. Bună ziua, sunteți bine? Cetușor. Buongiorno, hello. Bună ziua, bună ziua, mi-ai în umbră. Bună ziua, bună ziua, bună ziua. Bună ziua, bună ziua. Tu e sezonul din nuși, până mă iertați dacă... Dar și chiar așa să ne întâlnești cu cuțitul în mână și... Dar până m-am mâncat nuși. Este nepoliticos, nu? Dar până m-am așteptat. Mă rog, e prosieco ceva. Așa, dar și tu ai fost în vacanță. Și cum am ajuns aici?
aici, hai să încerc să concluzionez. Probabil din cauza anumitor așa create circunstanțe nu tocmai frumoase pentru mine, și anume parodiile pe care le-a făcut Cătălin Lungu. Și cred că cumva a fost ceva premergător până aici, da. Suntem la emisiunea Vreau la Țară, nu știu dacă știți, dragii noștri. Mulțumim frumos că ați acceptat invitația noastră. În principiu, la această emisiune muncim. Cam asta facem și vă știu oameni muncitori, că nu degeaba v-am și invitat. Bine, am fost indecisă dacă e să vin sau nu și până la urmă nu am nimic de pierdut. Văd ca fiecare experiență una frumoasă, utilă. Aici avem de lucru, domnul Chironda, mi-a spus că și la Chișinău era de lucru, da? Eu spuneam că dacă stroi cap și la Chișinău este. Astăzi vă ocupați dumneavoastră, noi? Construcție aici. Măi, lăsați-ne. Ia uitați-vă, explicați-ne și cu șanțurile astea aici. Canalizare trage, nu? Nicoleta, vedeți dacă e coprezentator, e simte. Exact aici o să fie primul lucru pe care te faci. Ei, nu cât de lucru. Adică, oricum, mai mult decât pot, n-am să mă pui nimeni să lucrez, dar eu nu mă tem de lucru, adică, mă gândeam că o să facem ceva agricol pe aici, pe asta, da? În construcții. Bun, noi o să mergem acum, întâi o să ducem bagajele la căsuțe, după care o să mergem să luăm un mic dejun și pe urmă ne băgăm întreagă. Vedeți că e mai bine decât... Eu așa înțeleg că fix așa, cum mănâncă, așa să-l muncească. Adevărat spuneți. Așa era la țară. Așa că nu prea mâncați. Când invita oamenii să lucreze, îi punea la masă. Da, corect. Vedeți, la noi tot e frumos. Știu cum să lucrează la țară, știu că cât este muncă pe lângă casă, da, să ai grijă de grădină, de niște animale, păsări, să faci curat. Filmați grow plan bagajul Violetei. Se vede că este prietenul mea. Eu zic că îmi pare că după 3 zile nu o să mai fie Am una și două. Deci, în primul rând, știam cu ce bagaj s-a pornit Violeta și cu toată trusa cosmetică. Ea și-a luat placă, feon, mâine să-și facă bucle. O să-i treacă această stare exact după 3-5 ore de muncă aici. O să înțeleagă că, de fapt, n-are nevoie nici de placă, nici de... Înțeles? Asta-s mă pălărie, să-și... Înțeles poziția. Violeta. Îmi place că Hanora cu mine are niște capă. Prieteni, eu nu știu ce ești. Dar mă rog, Ieta. Las că eu mă duc pe asta. Da? Să nu, du-te pe asta. Pe asta. Și eu mă duc pe asta. Dar de cacasă e? Nu bătu-n cap, cunosc că e grea. Chiar e grea. E compactă, dar e de asta. Ce așa? Cumva, odată cu trecerea timpului, nu contează că deja am depășit 18 ani, te maturizezi, da? Și vezi poate altfel lucrurile și... Din nou, am și făcut o parodie împreună cu Cătălin și cred că am reglat anumite lucruri și ne-am înțeles fiecare dintre noi. Intențiile mele nu au fost neapărat, adică nu au fost rele, pur și simplu ne-am înțeles greșit, hai să zicem așa. Nu vă faceți griji, la noi totul e frumos. Eu sper că această ediție, dragi invitați, să fie una calmă, liniștită, fără... Dacă să fie calm și liniștit, una să fie interesantă emisiune. Să fie calm și liniștit, credeți-mă, numai nu începeți dumneavoastră. O să fie conflicte. Foarte interesant, vă rog, nu vă preocupați, doar să lucrăm și să fim liniștiți. Eu nu sunt o persoană care să creez conflicte, mai ales pe rețele, chiar nu am făcut-o și probabil nu ne-am înțeles, adică eu sunt mai emotivă, voi, cei care creați aceste parodii, aveți altă abordare, altă viziune și vedeți lucrurile total diferit. Eu ne închipui cu oamenii, băi, oamenii care vin aici gândesc că, băi, trebuie show. Show facem. Nu trebuie. Nicoleta cu Violeta sunt prietene foarte bune pentru că au și lucrat împreună, au și învățat împreună, dacă nu greșesc. Deci am asigurat-o că e un mediu safe pentru ea, că nu suntem aici să ne batem joc de absolut nimeni și că suntem aici ca să muncim cot la cot și, bineînțeles, ne distrăm, să mai vorbim, să facem cunoștință, să comunicăm într-un fel sau altul și ne bucurăm, da, ne bucurăm că și Violeta Scrișu este cu noi. Hai, fetele, aici! Tu ești, Nicoleta, și tu, ce probleme? Eu cu voi, fetele! Acolo este o mobilă de... L-am înțeles! Construcție! Păi nu doar cu prietena mea? Păi cum să nu? Casa mea nouă! Dar cum schimbi? Hai!
intrat, intră, vedem. Violeta, parcă la cum trei, ești trebuie ca măi. Mărturiile. Ți-ai închis? Wow, please, deschideți, vă rog, ușa, la doamne. Închis, mă, e psituistă, de ce că să-l împungi pe cine? El spuneam, asta e stilistica emisiunii de astăzi. De ce? Cu cuțitul... Ea trebuie... Ascultă, ascultă, Cătălin, dă-o spre tine, uite, vezi că e așa. Da, da, da. Se vede că încă nu are reparații la casă, dar curând... Eu am văzut că cineva ușă de asta. Ia, da. Tu de asta o să-ți pui? Nu. Eu știu că mă deschide așa, dar e într-o parte. Da, într-o parte, da. Wow. Deci trebuie mâinile libere și sufletul deschis. Echipa e bună, veselă, pozitiv. Îmi place că nu sunt oameni cu fițe aici. Oricum, din spusele lor am înțeles că noi mai avem noroc. Când că condițiile sunt mai bune. Eu aș zice sunt minimale, da. Nu, da, acei care au fost în altă parte au zis că mai rău. Sper că nu sunt în țară. De fapt, nu, dacă o să ne dai un set de pat, da, tot o să fie înainte. Da. Dacă să ne comportăm bine, să ne dai ceva și... Domnilor, gata, v-ați cazat? Dacă tu spui dacă că asta e cazare... Dacă așa poate fi numit, da. Este un proiect, eu zic, foarte bun, de ce? Că descoperim nu numai posibilităților la oameni, niște oameni notori sau cunoscuți în toată lumea, dar să vedem și aspectul lor, cum se descurcă în situații, de fapt, de viață. E că ne-am cioplit, ea și zic, dacă sunt prost, nu? Ne-am stricat cuțitul și că... Îmi place că de la început, când venim, invitații sunt așa gata și dorniști chiar de lucru și tot timpul, dar când începem, dar când? Și noi stăm în câmp, eu îmi facem o pauză ca echipa tehnică să se pregătească, să se aranjeze locurile, lucrurile, camerele și așa mai departe și invitații stăți, dar când ne pornim? Dar ce? Atâta e că stăm, așa e că, băi, la vreau la țară, stăm, mă ating. Helen sau Aliona este gazda noastră. Bună ziua! Bună ziua! Domnul Chironda, domnul Moscovici! Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit! Eu i-am chemat să ne punem la masă un pic, da. Așa am înțeles. Da! Mâncăm o plăcințică. Masa este gata. Ah, ia uite acolo. Da. Wow, ce la cute. Umbră. Ce cute! Hai să luăm masaj după care ne apucăm de treabă. Eu cred că este un loc bun pentru proiect, pentru că avem lucrări diverse și sper că va fi... filmare interesantă. Opa, domnul Moscovici face stories, videouri. Deja am făcut. Aha, mă înțeles. Deja am primit. Dumneavoastră sunteți tot cu Instagram, cu astea? Nu, mă învăț, am zis că să iau niște lecții acum. Știi ce a zis? Dar știi ce a zis? Ce? Noi am zis să te caute ca să te eticheteze 02 și a zis, dar cine? Ce e asta? Păi asta ce înseamnă? Înțeleg. Asta ce înseamnă? Când mi-a spus 02, ce înseamnă 02? Nu sunt în ăsta, dar mă descurc. Că sunt departe. Că e foarte bine. E departe, dar și aproape. Deja de astăzi e mult mai aproape. Cât trăim, învățăm așa. Cât trăim pe acest pământ, mai avem un lucru sfânt. Acolo ne probleme, da? Nu sunt persoană care stă pe TikTok sau Instagram, așa am înțeles că mai mult pe acolo stories care se vorbește din misiunea aceasta, dar ceva printre rânduri a unor artiști, deja am auzit că au participat. Domnul Costandin, nu v-a spus că nu se poate să-mi luați în internet. Și mai departe? Și mai ales la masă e nepoliticos, am urși vereda. E, doamne, ce-i scurt? Nu, e ok, nu. Că să tăniu cu ei. Vedeți că Da. Da, noi avem polinatori pentru că noi nu folosim chimie în agricultură. Noi facem agricultură ecologică și am plantat special niște flori care atrag polinatori și avem aici șopârle, ce este un semn că este... Ce-ai spus? O să dormim de seară cu șopârle. Nu, ele sunt bune. Eu așa sunt. Sunt bune. Îți place când te gândi la șopârle? Aleona odată ceva frumos. Sunt șopârle la noi. Ele sunt așa albastre, verzi, colorate. Simt că este tare multă muncă, atât pentru noi cât și pentru gazda pentru care am venit astăzi. De aceea ajutorul nostru chiar va fi unul binevenit. Nu. Ce se ia? Nu mi-a zis nimeni. Ce? Deci niciodată nu încurc lucru cu alt lucru. Mâine că vă spuneți cu odihna. Noi am vorbit cu el și au zis că o să mergem prin sat să căutăm noi, el. Da.
În satul ăsta nu sunt muzicanți, din păcate. Suntem la Raiul Mărhei. Domnul Moscovici, îți cântăm la Frunză. Dar chiar la Frunză, la ceva. Hai de-a musângeri. Eu am ukulele, eu am ukulele. Domnul Moscovici e foarte așa, om, să zic, serios, da? Domn Cătălin, de ce pregătiți acolo? Absolut nimic. Așa, pur și simplu că să faceți ceva treabă, da? Ca să mă fac lucrez. Până la urmă asta ies în emisiune și lumea spune bravo, Cătălin, ea ca cineva care lucrează. Și măcar unicul, da? Păi eu fac tătă ziua asta. Pentru mine e un pic ciudat să fiu cu Violeta în proiect. Suntem prietene și de fiecare dată am zis atunci când este un prieten într-un episod, e mai complicat din punct de vedere că nu pot să mă comport cu ea altfel decât fiind ca prietena mea. Oricum avem momentele noastre de discuție și atunci e mai dificil să doar ne uităm una la alta, înțelegem și știm că trebuie să închidem gura, pentru că la noi totul ce se filmează, totul se pune pe cameră și e mai greu. Să nu stăm prea mult la vorbă, să aveți. Că timpul este limitat. Îmi place. Doar două zile jumătate. Îmi place. E atât de optimist la început, Dana. Am auzit, da, am auzit zvonuri că dacă nu muncești, dacă cumva te alinți sau nu ai tărie de caracter ca să faci munca până la capăt, mă rog, nu ești tare salutat, mă rog. Dar pe mine nu m-a speriat, da, proiectul și participarea în el, fiindcă, eu nu știu, eu sunt un om așa sincer, deschis și așa cum sunt eu. Mi-mi place să văd ceva, ce lucrări noi să facem, ce echipă noi, oameni noi. Așa. Noi, bărbații. Da. Noi, adică bărbații. Avem un gard de făcut. Avem piatra aici. Da, deci am început să facem un gard. Probabil un gard care să aibă mai multe funcții. Nu pur și simplu gard, dar și un perete pentru un platou. Și ce trebuie să facem? Așa înțeleg, facem fundament și după aceea, dar fundamentul îl facem din piatră. Din partea aceea. Trebuie să vedem uneltele chestii. Și ce spui aici? Gardul, da? Da, să fie gard. Când mi-au zis că trebuie să facem gardul, eu știam la exact ce trebuie să facem. Pur și simplu aici e muncă pentru mai mult decât o persoană. Și el o să fie responsabil și principal, dar voi o să ținem. O să țineți, o să ajutați să tăiați, să taie, poate și o să găuriți și voi. Deci ne-am apucat de treabă. Era vorba primul task să punem niște garduri la micile căsuțe care sunt instalate acolo. Dragi prieteni, astăzi suntem la emisiunea Vreau la Țară. Suntem cu fetele aici, e că el deja aici, obosit, încă nu a muncit, dar deja obosit. Doamna Nicoleta Adam și-a închipuit că sunt pietrele cele albe de la Kefalonia, dar pietrele sunt albe, dar sunt de Moldova. În fața ei este un ciurnoziom negru frumos. E zonă niște protejată. Iarbă, zonă protejată. Zonă... Și toate trei îl așteptăm pe Serioja. Și toate trei îl așteptăm pe maestrul Serioja, care o să ne dea munca și o să facă toată munca găurile pentru noi. Găurile. Găurile. O să bortelască. L-am așteptat noi pe domnul Serioja, așa cum ne-a spus să-l așteptăm, să-l strigăm. Am strigat un domn Serioja, dar era domn Valera. Și am stat pe pietre un pic. Episodul ăsta toată lumea face haz de necaz că, iată, am venit de la mare unde erau pietre și am norocul să stau tot în pietre, dar aici, la Orhei, mai exact. Zicăi la voi acasă, tot așa îți faci? Cum revină cu sapa în mână. Azi ne simțim ca în piesa lui Ionel Listrati. Nu lucrează asta. E ca domnul Moscovici. Facem așa, cum scrie în carte. Băi, n-am ce spune decât că... Eu cred că de lucru aici ai înțeles. Țara e plină de oameni harnici. Afaceri mai mici sau mai mari, Microinvest le susține pe toate. Fiți cu ochii pe noi. Emisiunea Vreau la Țară crede în viitorul afacerilor aici, acasă. Da, domn brigadier. Domn brigadier. Nu știu așa cuvânt. Domn brigadier. Da. Nu-s din vreme și aia, dar... Nu, ce? Dar păi, oricum, acela care conduce e brigadier. Da? Eu nu știu că... Păi da, sau îți vine voi, cum vrei tu. Cum? Îți vine voi. Asta în general nu o să... Acela care...
Spune, te rog, deci ce vrei să facem? Luăm asta? Nu, nu, de luat până să luăm, să știm finalul. Aduceți pietrele. Text zadani. În partea asta. Uh-huh. Deci pietre de acolo. Asta tot e pentru pietre. Nu, asta e pentru ciment. Da? Da. A, de răstoră. Так мы камни с этим собираем, да? Трактором. Трактором оттуда? Трактором, давай. Домни, в schimb, au o misiune destul de complicată. De a face un gard din piatră. Și aici pe mine chiar m-a speriat un pic la început, că mă așteptam la o piatră. Nu, Cătălin, eu nu ridic, că la mine am uș, mă doare mâna asta. Eu nu pot, că... Deci știți cum se întâmplă. Adică la lucru greu, e și normal să fie și scuze, să încerc să dea într-o parte de la muncă. Acum ascultă bine, brigadierul. Ia, spuneți. Deci să aduce pentru beton, așa, mașinărie aceea, năsib, ciment, el vine, noi punem pur și simplu, facem o rând, două, trei, după ce se toarnă cu ciment și cu năsib, da? Da? După ce se pune armatură, așa. Asta tu trebuie să ne spui nouă. Dar pe bravo, răspuneți-mi asta. Da. Mi-a mai bine, eu sunt convins. Nu, eu am fost constructor. Eu sunt convins, convins. De asta și v-am ales. E, mănuși, da. Dacă ne găsești. Sigur, mănuși, da. A doua chestie, am avut o traumă foarte puternică și nu prea... Asta eu nu m-am... Așa, pot... ușurel. Da, eu nu m-am ușurel la ușa. Petrișică de mănică. Aici, câte piatră. Da. Ne aduci încoace, ce piatră. Și mai mari două tane, nu? Mai mult. Da. Nu vrem să chemăm salvare aici, așa că unde vă știți limitele... Păi, dacă vă pșepeți, domnul Moscovici, credeți-mă că numai pe mâna dumneavoastră o să merg. Pentru că trebuie să vă spun și vouă, stimați respectatori, eu nu sunt foarte priceput la lucrurile astea. Eu nu mă pșep, adică eu nu știu cum spune, cum se face betonul. Și atunci eu n-am nicio problemă să-l ascult pe domnul Moscovici care îmi spune cum se face betonul. E greu până începi. Da. După aceea e mai ușor. De fiecare dată. Văd că încolo v-ați dus mai greu, dar înapoi eu citesc. Eu zic așa, chemăm fetele în coașă și transmitem de la unul la altul. Dar mai ne ajunge până acum. Că nu e așa de... E bun, asta sunt chestii elementare. Toți suntem de la țară și așa sau altfel am avut. Mă rog, când eram mici, când era ca domnul Moscovici, când era student, a zis că am lucrat eu pe la buniei, pe la rude, am mai fost, am ajutat, am văzut eu cum se mânuiește un mixer de ăsta sau cum se face o amestec de beton. Ce-a venit, Serioja? Nu. Ei ne chinuie cu așteptarea. Ce este mai greu decât să aștepți tu, o femeie, un bărbat? Dar care-i problema noi? De ce așa de tare ne stresăm? Hai să... Ne stresează un pic așa, ca să vadă cum putem să ne... L-am așteptat pe domnul Sergiu, dar nu a venit, până când, probabil mai târziu, dar... Cătălin ne-a văzut repede că stăm pe pietre și savurăm aerul naturii. Ne-a chemat să prășim. Credeam că este o alee mai mică, de departe cel puțin nu se înțelegea, dar când am venit aici și vreau să-ți spun că toată vacanța am zis că cum revin îs cu sapa în mână. Păi aia ce am zis, asta și s-a întâmplat, pentru că doar am coborât din microbus și am văzut acele doamne cum prășesc și am zis că ăsta este ceea ce o să facem astăzi cu siguranță. Noi ne-am bucurat că munca era să fie ușoară, bună ziua. Am venit să vă înlocuim. Știm că vreți să mâncați, beți niște apă, că noi gin vrem să poate. Prășim. Dar noi să vă înlocuim ca să vă odihniți. Da, prășim. Prășim e pentru prima dată când fac acest lucru, chiar dacă am avut câmp de leuvănție, că i-am spus și Nicolete, n-am prășit niciodată, pentru că îți dai seama la hectare, nu te apuci tu să prășești. Azi ne simțim ca în piesa lui Ionel Listrati. Eu numai. Fetelor, dar mergem cum așa, pe rândul? Este așa sau... Dar noi în paralel. Poate vin în întâmpinarea voastră, că... Toate, da? Adică noi încăpem așa, da? Noi suntem așa mai, mă rog, orășence, mai cu fundurile așa bombate, frumoase. Corect, Nicoletușca? Da. Important să nu vă dați... Dacă iarba și ce facem, o lăsăm să fie o fece? E îngrășământ natural, nu? Prășitul chiar am transpirat. Un pic așa greu, bucata noastră de pământ care noi aveam de o lucrat e destul de mărișoară și chiar cred că mi-am locuit o zi de sală de sport. Azi că mai de seară facem bucata asta și pe urmă un bacio de boli ca ceasul, da? Da, eu sper că este brut. Este, bineînțeles. Dulce, nu. Și dulce, și brut, și de tot felul.
Așa că doamnele au avut pauză de masă, ele au venit și au mâncat, iar noi am făcut acest lucru, 2 ore de prășit. Eu zic că sunt perfecte pentru a-ți intensifica bronzul. Am început, de fapt, primele trepte de a construi. Am pus pietriș special, după ce niște pietre mai mari. Facem așa, cum scrie în carte. Mă așteptam la munci agricole. Da. Da, fi la țară. Dar stroica și la țară, stroica. Abia am început. Amuș. Când terminăm gardul ăsta, așa ne apucăm de altul. Șeful a zis că până pe deseară trebuie să terminăm... Poate ciudă e de vecere, da? Prima zi de obicei mai obositor, pe urmă te deprins, dar avem front de lucru, trebuie să facem gardul în peretele de sprijin. Cred că bază terminăm cu fundația asta și mai departe deja vedem ce mai facem. Cu Victor, da, cu Victor. Da, este, cum să spune, eu, având o experiență mai mare, mă rog, îi mai dau niște sfaturi, dar până la urmă îmi pare foarte bine că la muncă nu se dă într-o parte. Dacă trebuie de muncit, muncește. E mai comod decât cu lopata, în orice caz. Auzi, cu asta? Cu lopata, da, dar cu asta? Cu asta, cred. Asta mult mai eficient. Trebuie să-ți place în oraș european. Da. Așa să construiești un smart city. Este un fel de prășit pentru oameni puternici. A, bă, da, noi între timp așa discutăm. El mă întreabă, eu îi răspund, îi explic, mă întreabă despre primărie, despre activitatea mea, despre alte chestii, despre viitoarele alegeri și discutăm așa în proces cât mai reușim să... Când făceau trotuarele la... Pușkin acolo. Dimineața la ora 7 eram acolo și le arătam. E de aici, pune acolo, schimbă așa, așa e ghine, așa nu e ghine. Cât de lucru s-a apucă, băieți. Dar experiență nu prea au. Nu știu, e adevărat că e și asta o problemă la noi, că n-avem oameni care se pșeapă să facă normal? Da? Da, pentru că e ca așa de trăsnit chiar puteți, dar să faci o manoperă. Am răspuns deja la multe întrebări. Parcă în interviu de asta, de obicei stai așa frumos la cameră și dai interviu, dar aici e interviu în aer liber, în format deschis. Să pui niște plitocică, dar să pui așa, ca lume, calitativ. De aici acolo dorăjește mixerul, acolo nu știu ce se aude, tractorul și noi discutăm despre oraș. Că așa s-o pui, s-o întinzi, e ușor. Dar când ajung la mărgini, gata, nu știu ce să fac. Și de atâta îți primesc bucățele, niște chestii, 2 chestii de bordură, în loc să o tai și să o unească așa ca să nu rămâi. Pune-i așa și colțul ăsta care e cu ciment. Merge. Zic că e la voi acasă, tot așa îți faci. Ei, nu, dar pe aici... Acolo la gard trebuie să pui toate pietrele și alea mici mai întâi. Pui un strat de pietre mici, pe urmă pui de-astea pietrele și alea mari, beton, iară cu pietre deasupra. Deci e o muncă destul de mare și e jumătate de metru în pământ și încă vreun metru în înălțime. Deci acolo de lucru este și este, dar iarăși mă bucură că fac treabă bună. Știi? Și parcă văd. Adică tu depui efort ca să faci și după vor fi comentarii. Ei, asta e de mântuială, nu știu eu cum fac, ca să nu mă... Știi? Da, dar da. Dar tu depui efort pentru că nu ai mai făcut așa activitate. Adică ești normal că poate nu faci de calitate sau mai strivești vreo plantă, dar mi se pare un proces absolut firesc. Este o încercare. Cum îi pune pe ei, de exemplu, să cânti sau să fac un interviu? Crezi că o să le reușească? Nu. Așa că dacă vor fi comentarii, nu le acceptăm. Corect. Corect. Bravo, bravo. Noi acceptăm comentariile doar constructive și pozitive. Auzi, dar asta e plantă? Asta e, nu, asta e animală. Nu, serios, de asta care nu-i bună, nu-i bună. Complicat, adică să faci lucrul așa cum le-ar plăcea sau cum fac oamenii care deja zi de zi aplică sapa peste burian. Violeta, dar tu la ce facultate ai învățat? Jurnalism și științele comunicării. Ei, da, dar unde? La USM. Și eu. Ei, mai că la pijan. Și noi tot. Uuuu! Dragile mele, dragii mei, adică tot,
s-au adunat trei jurnaliste care s-au schimbat profesiile pe parcursul vieții și unul a devenit prășitor și designer, stilist, altul a devenit levănțitor și ce profesie cum ar tu face... Bunile maniere, dicția și la vineri mai vreau care sunt cu mărturiile, așa că... Super! Cum a zis Violeta, Nicoleta plus Violeta egal cu Dana. În contextul că în acest episod Dana va fi cea care va vorbi cel mai mult, sunt absolut sigură. Ca întotdeauna, vesel și bine. Bă, e muncă de care am făcut-o și la țară și am povestit la băieți, am povestit la băieți că când eram student ne duceam la Stroica. Făceam niște bani în plus, plus experiența, deci practic înțeleg ce se face și cum trebuie să fac de făcut aici. Da. Se face drenaj ca să ducă, să aibă apa unde să ducă în pământ. De asta. După aceea se pun pietre mai mari, se face un strat cu beton. După aceea se leagă cu armatură ca să fie mai rezistent. Că suntem în vale și trebuie ca să fie rezistent, mai rezistent, trebuie să facem așa cum trebuie. Din prima am spus că da, vin, din păcate nu s-a primit la niște ediții că eram plecat, dar cu prima ocazie am zis că vin, de ce nu? Îmi place componența care faceți, nu sunt persoane care sunt pregătiți, până la urmă nici nu se știe cine va fi. Afli abia atunci când vii la emisiune și pe unii poate este o surpriză, pentru alții e un șoc. Pregătesc să facem beton. O cureți puțin. Deci domnul Moscovici mi-a mai spus că el chiar a profesat într-un fel sau a lucrat în zona asta și de asta știi cum se facă treaba. Nu mai spunem de domnul Chironda care, iertați-mă, a fost viceprimar, consilier prin primărie și care verifica. Și apropo, ne-a spus câteva istorii de astea când îți duce și lucra, când vedea lucrătorii pe șantier și mai spune, băi, asta nu pune acolo, aia asta e odice, asta pune în parte cealaltă. Păi da, eu sunt urbanist, dar asta nu înseamnă că eu știu cum să fac betonul, în sensul în care e una să ai cunoștințe teoretice și alta practice și astea sunt două domenii deși sunt apropiate, dar nu sunt neapărat. Sunt oameni care se ocupă de construcții și care știu cum se face asta de zi cu zi. Și tot a pășlo ne tak. Avem predahărnitel. Va trebuie să chemăm că nu lucrează asta. Poate acolo. Nu lucrează asta. Poate acolo nu-i conectat. Cătălin, da, el, eu așa am înțeles că el mai mult ca mediator, dar se implică și el foarte bine. Nu înțelege nimic ce face, dar se implică. Băi, ce-mi place că tot e calm și tot e liniște, tot se lucrează. Absolut impecabil deocamdată. Eu cred că, probabil că da, el poate vede în general la urmă cum trebuie să fie, dar procesul, de fapt, n-am întâlnit niște momente că nu așa se face sau așa. Mergem așa cum scrie cartea. Mulțumim frumos! Bucovina, te iubim! Sunt supărată pe Cătălin, nu s-a ținut de promisiune și avem o filmare și o promisiune filmată din episodul trecut în care am dat mâna și am tăiat. Deci ne-am luat la rămășag. Dar Cătălin, faci ceva să el acolo-i prorabul. Dar vă dobiți o măscărit tap. Știți vorba aceea? O măscărit tap și poate lovni cu tap și murdari. Omul talentat e talentat în toate. Vedeți? Frumoasă tânără. Cu ochelari de firmă, cu rochie colorată, cu papuși albi. Direct de la mare a venit. Direct de la mare și faci treabă, uitați-vă, vedeți? E că asta e femeie bună de măritat. Așa. Altfel nu se poate. Nimeni nu va rămâne nepedepsit, Nicoleta. Nu, da? Așa că te rog frumos, hai. Chiar dacă mie îmi pare bun că am mai discutat cu doamnele de acolo și adică știm cam cât valorează lucrul ăsta măsurat în bani și adică e cam greu așa să muncești, asta e muncă multă și muncă de asta că dacă plouă burianul crește din nou și iar trebuie să-l prăjești, adică e muncă infinită.
Băi, dar foi... Eu nu știu. Așa e? Eu... A. Vedeți? Mă... Na, nu cuvinte. Nu ai cuvinte, așa e? Nu. Nici noi. Dar tu ai mușit ceva sau nu m-ai făcut față? Eu nu muncesc la acest proiect. Tu nu? Eu m-așez pe scaun. De asta m-au luat pe mine. Mă pun așa? Dar păi eu așa am înțeles. Tu stai așa cu un fel de brigadier. Nu, dar te brigadierul încă brigadierul încă snișcă. Și nu mai vii și faci observații. Eu mă așez pe scaun. Dar a venit un domn și ți-a nucat tapcii de am să o murdăriză. Poate a venit cu dâns murdar de acasă. Dar nu s-a murdărit așa de tare. Nu știu ce s-a întâmplat, nu știu de ce, dar îmi pare rău pentru că îl știu pe Cătălin un om de cuvânt. Habar n-am, i-am și spus și el s-a făcut că nu mă aude și a zis mai târziu. Eu despre Cătălin am auzit așa din afară că el are rolul de a gestiona și aici este un pic mai dur sau un pic mai mult dur decât el este în realitate. Apropo, și cu această ocazie, da, pentru asta am și venit, vreau să văd cât de bine joacă sau nu rolul. E că de obicei, uitați-vă cu ce se ocupă Cătălin. El e cu admiratul, el se uită cu un tractor, și apoi vine acuși la noi și o să întrebe: domnițele, ce faceți? Domnița Nicoleta, domnița Violeta. Dar uite la Violeta Nicoleta, cât de bine rimează. Mulți încurcă, când zic Violeta, eu zic Nicoleta, zic nu, Dar voi de câți ani sunteți prieteni? Noi? Da. De când ne știm, știi vorba? 5 ani? Cam da. Scumpă, cam așa. 5, da. Măi, dar știi care e faza? Noi putem să vorbim la telefon, gen, ne sunăm pentru o pălărie și discuția noastră are 2 ore 40 da, minute. Ajungem totul la mine. Asta da, prietenie. Iată cam două suntem vorbăriețe. Mi-mi place că Violeta, indiferent de teritoriul unde se află, chiar e mereu bine aranjată. Cred că ține cont de bunele maniere. Nu am văzut-o niciodată pe Violeta să fie nearanjată sau nemachiată, ceea ce este un plus. Imaginează-ți că buruianul ăsta cineva care te enervează, știi? Violeta. Știi la ce fac trimitere, da? Da. O, i-am activat. Eu mereu am spus-o, pot să merg și în restaurant și pot să fac și munci mai grele și mai diferite. Da, nu e nicio problemă pentru mine. Numai nu spuneți nume, vă rog, aici. Păi, nu. Noi știm foarte noi bine. Noi lucrăm la TV, știm bine. O, sunt oameni de la TV, să înțelegeți. Noi ne înțelegem din priviri. Da, iată, e deja ridicat capul, eu deja am înțeles. Eu cu Violeta îți dai seama că am subiecte multe de discutat, dar trebuie să se închidă camerele ca să ne simțim libere. Așa, muncim, vorbim, dozat. Și cam știm ce gândim fiecare în momentul ăla. Gândim la fel, simțim la fel. La, într-așa o chestie, eu bănuiesc că lucrurile niciodată nu se termină. Adică acum e o parte asta de construcții, de amenajeri, de chestii care sunt mai așa vizibile și mai complicate, dar chiar și după asta, oricum, eu cred că de lucru aici este mult. E așa? A? Trebuie de întâi să-l amestecăm. Apoi eu de asta spun, greșeala știi care era? Să pornești cu o lopată, da. După ce încep să adaugi. Da, auzi ca prima dată, las că noi ne discutăm. O mădă. Așa. Sau mai bine din tăi turnat apă? Stornă apă, da. Și pe urmă da, întrebi să câtele ar fi răstvor. Pe greșeală. Apa să te rog pe gherul. Altă treabă. Domnul Chiron, dar când a intrat inițial pe teritoriu, a zis că nu înțeleg... De ce ne-ați adus aici? Pentru că în Chișinău avem foarte mult de lucru. El așa îl văd mai retras, mai pe diplomație. Probabil și funcția îi permite sau îl impune să fie așa, sau poate firea lui așa. Nu, bun, eu ca om așa sunt mai... Nu pot să zic că stăcut sau neapărat nu contactez cu oamenii, dar că de obicei prefer să vorbesc atunci când am ceva de spus. Mă rog, dacă mă întreabă sau dacă trebuie, sigur că vorbesc. Mi se pare curios să vorbesc cu domnul Chiron. Nivelul a fost setat, știi, foarte jos. Munca fetelor sau munca femeii la țară care? Și că o zis că e relaxantă. Doamne ajut! Hai.
Aventura Vreau la Țară nu e deloc ușoară. Ce ne-am face fără partenerii noștri de la ferma cu origini care produc cele mai bune lactate din țară? Autohton, autentic și delicios de sănătos. Eu am lucrat la, în calitate de consilier al ministrului la, la un minister al agriculturii și am avut posibilitatea să cunosc oamenii din sistem cum sunt. Ce? Одна столовая ложка. Да. Cât chinuială. Și o zărdesc încolo? Da, da, o zi așa, știi, cu motor. Da, câte leacă, da, da. Stai că eu de mult am dus tanca. Așa, uitate. Da. A, trebuie să dai la prava. Da. Permis de conducere trebuie să ai. Da, da, noroc de asta că suntem un spirit de echipă, suntem așa, pot spune, unite, vorbim despre mare, despre prietenie, despre chestii de viață. Da? Pe televizor, da? Zvărate, la televizor, ați fiți vedete? Până la urmă putem vorbim și română, și rusă, până la urmă să ne înțelegem. Asta este important. Și apropo, asta se vede și în ediția, în ediția asta, pentru că sunt foarte mulți lucrători care vorbesc limba rusă. Da. La Jornal TV. Domnul Sergiu, vă rog să o cunoașteți, că dacă aveți nevoie de servicii, noi vi le putem promova. În aceste momente, în spatele meu, domnul Sergiu lucrează. Își face meseria foarte bine. După cum vedeți, a finalizat rapid. Deci, ieftin și de calitate. Apelați. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Da. M-am făcut promovare gratuită. Da, și ajutorul nostru cu siguranță va face ca să fie toată munca finalizată aici. Nu mai trebuie să vină oamenii din sat să lucreze. Eu cu mine știi cum mai impun ca să fac story-urile astea, că eu trebuie și o acțiune ca să pot să fac ceva, dar așa pur și simplu că cum se trezește lumea și începe pe la mașină, mergi și vorbește despre ei, nu știu, despre și dacă nu ai despre și să povestești real așa, da, care e real, da, să te reprezinte, da. Apoi eu, de exemplu, eu nu pot așa. E că pur și simplu stau și vorbesc, o să iau vreo temă sau nu știu. Nu pot. În 2019 împărțăm pleante, era campania electorală. Aha. Și eram la piață și îi dă la o femeie acolo și să uite, iau și frumusul ăla, e s-a dat șine. Zic, iau-s, dar nu mai este, nu ești tu, ia uite, îi zic. Da, e clar. Toți ne slișcăm, mă. Normal, normal. La un moment dat m-a strigat un lucrător, a spus că, auzi, ia vin încoa. Păi, dă-i să mă duc să văd, mă gândim că ceva de treabă acolo, că e... Ia că, cu asta ești tractorist. A spus că, ia că muzica asta e tu cânti. Eu? Da. Ia așa, mă mai cheamă când este ceva de făcut sau când trebuie să ne spună ceva. Și mă duc acolo și îmi spun, nică, tu, că ia uite, cânti cu ăsta. Și când aud acolo din tractor, să aud un cântec din ai. Și că tu, că Moscovici. Da, ori cum, pe fuier așa care... Nu, poate pe ai. Domnul Moscovici. Tak Moscovici. Lumea care alături, probabil că sunt din sat, se uită așa lung și prezentatorul întreabă, al cunoașteți? Parcă e cunoscut. Păi el spune, domnul Moscovici. Da. Dar e actual domnul Moscovici. Da, nu. Da. Da. Nu, ăsta nu-i Moscovici! Domn Moscovici de mai aici, în față. Știi, cum nu? Ia, uitați-vă la dânsul de domn Moscovici. Da, lată! Nu credeți? Și eu, și eu nu știu pe Moscovici. Adică? Dar pe televizorul, da, eu văd, dar el e Moscovici. Nu-i Moscovici, îmi spui tu nici că ăsta e Moscovici. Dar și nu-i Moscovici? Băi, de la mine, știi și... Ia, dă-ți ne uităm pe... El e Moscovici. Dă-ți ne uităm pe internet, vreau. Dar și tu, nu-i... Ia, dă-ți ne uităm pe internet să spuneți dacă e el sau nu. Își zic, serios, dați să vă scot telefonul să vă arăt. Băi, băbule! Băi! Moscovici, și voi Moscovici, eu mai bătrân, adică. Da, el are... Nu-i cu dânsul. Ați că l-a lăsat acasă. Constantin Moscovici. Impresia aceasta că scena așa de tare ne-a distanțat, că lumea din sat, lumea simplă, nu le vine a crede că, mă rog, niște personalități poate să vii, să fie alături de ei. E, că ești era mai tineril. E, nu e el. E, tu zici, mă, uitați o dată. Păi, poate dvoinic, nu.
Da. Apoi că el vine la noi. Întrebați-o. Asta e faza, că domnul Moscovici, sau cum îmi le imaginam și eu, pentru că nu ne-am întâlnit niciodată, arată un pic mai senior, îmbrăcat la costum, care, nu știu, numai cu mâinile curățele și nu se atinge de nică. Când, de fapt, el arată, adică el e super fresh, tricou și ăla și cum își lua pantaloni și îi spune că parcă e un fotbalist care a venit și pe muncă și n-are nicio treabă și face și glume și aruncă cu lopata și așa de ghine năsâp în mixerul și ăla. Deci, într-adevăr, e o leacă, parcă nu te aștepți. Cum băi, Moscovici ăștia care cântă la Nike, care cânci și pe el, aici stă el, haide băi, las de-i pași. Băieții ăștia până au venit la masă, aici e gardă și gardă. Nu, ei stau și se uită cum noi lucrăm. Doamne ajut! Eu am văzut că se prânește. Da, îți creaptește. Mai trebuie ceva. Și nu știu dacă țineți minte, dar era în prima ediție domnul Spânu a venit și eu spuneam că băi Nijeli, domnul Spânu că el n-are voie să spună că nu face. Ce credeți? Fix în situația asta îl văd amul pe domnul Chironda, care n-are voie. Cum un om care candidează la primărie sau la primarul municipiului Chișinău să-și permită să spună că da, nu, că de nici liniu asta nu fac. N-ai. Domnul Chironda, cine are șansă cel mai mare? Cum cine? Deocamdată e el, da? Da, normal, domnul gospodar. Nu mă înțeles. Dar e posibil să schimbi lucrurile până atunci? Până la 5 noiembrie? Sunt chestii care pot schimbi, dar în mare parte, oricum, șansele sau, să zic, procentual, lumea este o salvateză, pentru că, mă rog, 10 ani sau cât acolo nu s-a făcut nică și amu' ea, deci, nivelul a fost setat, știi, foarte jos. Și evident că lumea zice, ia ca măcar ceva să faci, 10 ani s-a făcut nică. Și oamenii au dreptate, pot să-i înțelegi, într-un fel că... Dar, știi cum, nu e așa că, Doamne ferește, și mari minuni de management. Dar noi, există vreo șansă ca Chișinău vreodată și Smart City și să... Ca bicicletele să... Slabă șansă. Slabă șansă, așa e? Dar din cauza și a educației noastre ca cetățeni? Nu, din cauza că e capitală, știi? Așa. Și... Ia că, uite, București. Îmi dea lopata. Păi, eu m-am făcut din asta profesie. Eu am fost, am învățat, am făcut practică, am făcut studii pe domeniul ăsta. Adică eu am deja vreo 10 ani de când mă ocup cu tot ce înseamnă dezvoltarea urbană. Și partea teoretică și partea practică și eu urmăresc cum se întâmplă în alte orașe și... București, în comparație cu Clujul sau cu Oradea sau cu Timișoara, orașul e foarte mare. În orașele mai mici, schimbările se întâmplă mai ușor. Dar bun, și la noi, orașul e mic, adică... Nu, dar proporțional cu altele. Dar deși să le iei proporțional cu altele, contează? Nu, de asta zic, schimbările sau cumva chestiile în alte orașe mai mici se întâmplă mai ușor. Tot aici sunt interesați în asta. Bun, dar Chișinău în raport cu Clujul. E mai mic, mai mare? E mai mare decât Clujul. Chișinău e mai mare, da? Da, Chișinău e a doilea oraș după București. În tot spațiul ca românesc. Limba românească, da? Ca a doilea cel mai mare oraș românesc, așa se consideră. E pasiune combinat, transformat în profesie. Și asta e... Asta e... cea mai bună situație. Când tu lucrul tău e ceea ce se face, ce-ți place și la ce sufletul te trage și atunci tu găsești energie și pasiune să faci asta în fiecare zi. Fiind fi capitală, așa asta schimbă multe. Înțeleg, și întotdeauna, în primul rând, e politică. E foarte greu să faci ceva pentru că e foarte mult politizat. Doi, în comparație cu alte orașe, sunt foarte mulți bani. Și acolo unde sunt foarte mulți bani, interesul de schimbare nu prea este. Iată, primările astea mici din țară, Strășeni, Ungheni, Capul, mai mici am vedea. Ei sunt mai interesați să facă niște schimbări. Ei îmblă, caută proiecte, aplică, fac, folosesc orice oportunitate.
la Chișinău, știi, de, sunt bani de să facem niște pavaj, să fie frumos. Eu sigur că o să mai avem în astea două zile discuții cu domnul Chironda, pentru că eu sunt curios, cum eram și cu domnul Spânu, despre anumite probleme cu care eu, despre care n-am cu cine să vorbesc. Așa și aici, în domeniul primăriei și domeniul gestiunii orașului, mi se pare curios să vorbesc cu domnul Chironda. Am terminat să prășim, am făcut o pauză, două ore am stat, vă dați seama, poziția prășitului și tare ne doare spatele pe toate. Avem 5 minute de pauză și mergem să punem gardul la căsuțele instalate. Am un dor nebun și vreau să-ți spun acum, te iubesc. Un săruciun sincer, te iubesc. Atât știu. Ce faceți, fetelor? Iată stăm. Am înțeles că vă este urât. Foarte. Vreau să vă zic, mai avem 10 minute până la prânz. Nu. Dar nu trebuie noi să facem asta? Dar acesta este domnul Serioja, care nu a venit și noi l-am așteptat și din cauza sau datorită lui am prășit, băieți, doamnelor și doamnelor. Ei, chiar, domnul Serioja, e chiar foarte. Vreau să vă zic că doamnele prășesc. Ei, da? Acum, da, unde prășesc? Deci nu-i bine? Nu știu, după acum. După noi? Și ai să vezi că o să vorbească prost. O să zic că astea nu știu nimic. Noi am greșit doar trei plante. Sper. Maxim. Domnul Moscovici, ultimul reis, aici să-și ducem și noi la masă, ne-a chemat la masă. Mai vin băieții ăștia care sunt aici de pe loc muncitori și ei ne mai spun așa cum corect. Am făcut o leacră greșit de la început, am pus niște pietre, pe urmă le-am scos, trebuie iară să le punem, dar e ok, adică așa se învață. Băi, n-am ce spune decât că prima parte a zilei s-a muncit fără obiecții, fără mofturi, fără nică, tot pe ceasul. Fetele și dreptele că acolo la căsuță așa s-a distrat. Dar voi ce ați făcut? Am prășit foarte și bine. Am pus lemne. Lemnele oprește-le. Au pus lemne. Da, am depus efort ca să o ținem bine, că dacă devia, nu se prindea bine. Am înțeles. Deci s-a depus efort, da? S-a depus efort. Am înțeles. Urmă, în viața asta e bine să depună efort. Da. Eu zic să ne schimbăm lucrurile. Ei, locurile. Facem nicio problemă. Dumneavoastră... Da, prea... să ne punem și noi leac de efort. Și noi până am stat aia cu domnul Moscovici, ne-am bronzat practic, nic n-a făcut. Da, chiar văd. Să vă dau un pic de SPT. Un pic de SPT pe mâine. Să mușim și noi leac, așa, să punem osul la treabă, să ne chinuim. Ca voi. Facem. Rezolvăm. Da, nu știu, vezi că fetele oricum, n-ai cum, munca fetelor sau munca femeii la țară care, pe lângă casă, curățenie, mâncare, lăprășit, practic ei s-au ocupat cu ce i-a dat de la Dumnezeu. Tot ne rabotă, tot ies, da? Zapomniți-te de așa chios mănânc. Ce masă drăguță! Credem că ăștia care muncesc mult, nu mai mănâncă, să aibă putere. Și din avem. De la ferma cu origini, cea mai bună. Da, de acest loc. Gustați și spuneți cum vă pare. Spântâna? Da. După ce am luat prânzul, a venit și Aaron, care este soțul Alionei, proprietarei pensiunii unde ne aflăm. Opa! Salut! How are you? Hello, how are you? I'm Dana. Aaron. Hello, welcome. Cătălin. Nice to meet you. Nice to meet you. Oh, nice. Big fan. Big fan. Constantine. Aaron, nice to meet you. He's nice. Let me speak in English. Violet. She's Violet. Hello. Hello. Nicoleta. Violet and Orange. Nice to meet you. Bun, noi, să vă spun în engleză, we are taking a break for 40 minutes. And okay, fine. You're allowed a lunch break. Thank you. And back to work. And yeah, and see you back here in 40 minutes. Da? Dar pe care-i sensul? Dacă acolo nu avem paturi, ne odihnim aici. Treaba voastră, dar cum vreți? 40 minute și vreți să ce ai face? Oh, we can't sleep, yes. They're friendly. I've heard that they've done very hard work and I'll go over and, you know, check quality control, you know? Just because you're a guest and doing the work for a TV show doesn't mean you can do poor quality work. Violeta, Nicoleta! 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 Azi am fost puțin cu ochii pe fete pentru că, într-adevăr, au fost nevoie de ajutorul meu și de munca mea cu băieții. Pentru că era muncă grea și mult acolo. Și acum mergem cu Dana să o ducem la Levănțică. Cu
cusitul ierbii. Nu știu, am înțeles că Dana vrea separat de Violeta și Nicoleta. Pe mine că Nicoleta și Violeta, această combinație, mă cam sperii, sincer să fiu. De asta ele parcă au creat o gașcă din doi oameni, știi? Asta e cam greu, dar ele au reușit. Și așa împreună, ca Chip and Dale, știi Chip and Dale? Frata mamei, frata tatei. Cântat el așa, a capela. Un copil, frata mamei, frata tatei. Cătălin, dar tu n-ai cochincă, da, deloc? Ba da. Cât? Are împrăștiați prin lume? Glume. Am mers acolo în deal, am făcut un lucru bine, că am mers din tăi eu și am făcut un lucru așa destul de mare, de 7 rânduri. Până în valea este, da? Adică câte se fă? 1, 2, 3, 4, 5. Da, acum și eu ți arăt cum ești. Așa, ai făcut așa. Ester, dar nu, îmi pare că ești de asta. Nu? Când am? Știi vorba ce? Când am o zi grea, când am o zi bună, nu știu ce acolo ea, ies din încurcătură și așa mai departe. Suntem pedepsiți. Pe fetele am trimis înapoi la domnul care pune perilele alea. Nu știam dacă au neapărat treabă de făcut acolo, dar până la urmă zic, băi, cam e unicul lucru pe care puteau să-l facă în momentul ăla și zic, hai așa, că, mai scurt, gândesc și eu o metodă în capul meu. Voi de scălchi era voi? Da, non-stop. Da, non-stop? 24 din 24. Dar dacă noi nu eram, cine era? Aveți echipă? Nu ca, zicea-l de cacomul din Luxemburg. Dar e greu singur, nu? Nu, nu poți, trebuie să ții, că altfel se duce stânga-dreapta, dacă nu ții. Corect? Da. Trebuie să ții. De fapt, cât am pus gardul la căsuță, noi vedeam ce fac băieții. Noi, punând gardul la căsuță, ne uitam cât de bine muncesc ei doi în echipă. Domnul Moscovici zice că toată viața lui a făcut ciment. Și ne luați acolo la primărie, prin ajutor. Ați și eu șef pe gospodărie. Wow! Am mers cu Violeta să testăm și noi cum este această muncă pe care o fac ei. Și ăsta e lucru greu, adică îl încarci, vii, descarci? El știa proporții, cât nisip, câtă apă să adauge, astfel ca să se primească acea pastă omogenă, să o poată întinde corect. Dacă și Nicoleta a reușit să-l ducă, înseamnă că nu-i bine greu. Din ceea ce am văzut eu, dat fiind faptul că este construcție, nu prea sunt activități așa pentru fete, da? Trebuie mai împins câteodată. Dar aici, parcă, într-adevăr, lucrul era fără de... nu se mai vedea capătul. Și că au zis că e relaxantă. Nu, asta tu tragi în plug. Noi nu concurăm cu bărbații, în general. Noi suntem femei, suntem mai slabe. Trâinea! Ea, să procedem la muncă. Deci Dana a fost singură pe deal și, din câte am înțeles, a făcut treaba bine, adică și-a făcut treaba, că altfel nu era să vină înapoi și Dana parcă mi se pare destul de responsabilă. Adică e chiar face treaba. Eu mă așteptam să fie Dana un pic mai cum să spun eu, nu vreau să fac comparații cu alți invitați din episoadele trecute, dar mai așa, dă-i-mi pace sau hai ca să lucrez când a să vreau eu sau cum a să vreau eu, așa să facem. Faceți bucata asta și prima să mergem acolo în deal, să o ajutați pe Daniela. Pe Dana. Da, mă iertați că nu mai știu. De-am a șaptea oară, zici. Gata, bine? Îți dau un nume diferit. Păcat și eu. Da? Și trei, pe Tom, da. Apoi noi ce facem acum? Hai, faci să este trei? Care, gde trei, zici? Terminați căsuța asta ca să nu fie că ați început-o voi. Dar măcar dacă era a noastră, da, așa?
Am lucrat eu cu Nicoleta, pentru că Dana a plecat pe câmp, la Levânțică. Noi am urmat calea, dar știu că mă vei întreba mai multe despre asta mai târziu, așa că am deschis parantez. Ghetile, la revedere, mă tin că să le spun. Ia că te sverzi, așa frumos. Nu știu dacă m-am încălțat de-am corect la prășit, ca la prășit. Praf spală de verdeață? Sper că da. Să purcelem la lucru mai departe. Dana a vrut... Dana, Daniela, Dana. Dana. Nu înțeleg ce domnița Dana a vrut separat de domnițele celelalte două. Doar aici e o chestie pe care încă nu înțeleg, dar sperăm să o înțelegem parcurs. Cătălin, poți da drumul de ajutor? Da, eu chiar m-am fost mirat. Eu am văzut în alte emisiuni că el se implică. El nu doar arată cu degetul și o face pe brigadirul. El se implică, pune mâna și face singur. Să întindem sârma, urcă. Păi, bați tu, noi întindem sârma. Lasă ce acolo, vinul cu are pe jos, să întindem sârma. Hai, așa. Așa eu înțeleg că noi suntem promoția cei care primii au început să facă niște lucruri din greu, că până acum la alte ediții era așa, mai mult jovacă, te uiți la capră. Dar Moscovici trebuie plătit dublu, el și cadista ca program. Nu, nu în criză. Eu în priză, în priză. A, nu în priză, că e beton, eu știu ce înseamnă beton, dacă a rămas ăsta. De fapt, lucrările legate de... De beton necesită rapiditate, o pregătire fizică mai specială și ne-am descurcat. Ți-a înghișit cu adică. Că și ce? Mi-a zis de scoat să-l apăsești, dar cred că noi mulți nu vreau să vreau să țin de emisiune interesantă. Nu, nu-i planul meu să... Fără conflict nu-i interesant. Nu-i planul meu să vă scot în capăt, asta e planul emisiunii. Emisiunea așa lucrează. Dar în niciun caz pentru conflicte, eu nu vreau conflicte, nu suport conflictele. Bine, că emisiunile cele, pune gardul să vopsească, să cosească iar... Așa te-ți spun, că în emisiunile celelalte era mai ușor. Eu? Te-ți spun același lucru. Pentru că noi nu punem tăti momentele în care lucrează tăți oameni. Dar pe timp eu spun că oamenii lucrează foarte mult la noi la emisiuni. Și chiar lucrează. Și chiar acolo unde s-a lintă, chiar și acolo s-a lucrat. Adică dacă dumneavoastră mă spuneți că umăr mă doare și nu mai fac, mă doare chiar umărul, nu-i logica spune și bucata asta. Și atunci, din tătă munca dumneavoastră, știi și partea asta. Și oamenii poate să zică, e, domnul Moscovi se alintă. Când, de fapt, nu e adevărat. Nicoleta, mi-am venit o idee. Grazie. De exemplu, colegul nostru a lăsat camera și se duce și cred că undeva se odihnește. Dar noi, dacă ne lăsăm hainele, ca și cum toți suntem prezenti, dar ne ducem. A? Ne îmbrăcăm. Nu, da, după aceeași logică, instrument și-o lăsat, ne lăsăm și mai hainele și plecăm. Hai, la 1, 2, 3. Băieții încă mai lucrează, pentru că e zi, e vreme bună, mai ales că acolo e un apus frumos. Asta e ultima, da? Da. Ce-mi pare rău? A început? Aveți nevoie de o pauză? Noi vă asigurăm. Scoră aici de mare. A, o! Noi lucrăm cu... Noi lucrăm cu domnul. Până la 5 suntem. Și așa și noi. Până la 5 sunteți. Și am rămas eu cu Nicoleta. Ulterior, când am finalizat acolo, era aproape ora 5. Ne-am apropiat, dar între timp a venit Dana, pentru că a finalizat ceea ce trebuia de făcut. Dana, prietena noastră! Prietenul, dar voi ce ați făcut acolo? Lemnul. Am organizat, avem hamac acolo, cu priveliște, datorită nouă, ai să vezi. Și oglindă am pus. Da. Dar la mine, mă duc să încerc să-mi salvez ghetele. Acum? Acum da, în întoiul muncii? Da. Nu, dar de ce că e verdeat, dai seama dacă... Da, ai dreptate. Eu n-am să le încerc să le spăl. Dar ce-ai făcut acolo? Ia povestește experiența. Eu mi-am dat seama că chiar astăzi pe câmp atâtea multe idei ne-au venit de viață, din astea filozofie și psihologie, că... Dumnezeu cu voi și cu Băieți, prosecco. Unii prosecco nostru, nu înțeleg. Where is our prosecco? Do you know? You don't understand our Moldavian language? I thought that. Scumpă, noi avem o apă pentru tine. Noi tot trebuie să te ajutăm și am ținut o apă. Fetelor, mă duc în șer chiar să-mi salvez ghetele, serios, o leacă, măcar. Fetele am trimis la un moment dat acolo lângă Dana să rupă burianul din spatele ei. Acelea muncă să le scoți chiar cu mâna. Pare că ai dreptate. Apoi acolo e adâncă rădăcină. Situația.
situația este... Foarte adânc. Era ce? Ho. Eu eram un pic ocupat și după vreo 15 minute, 20 minute mă duc la el și văd că el stau. Violeta și Nicoleta, dar voi ați fost în deal? Clar, noi am terminat. Voi în deal ați fost? Da, am terminat. Eu am dat tete este cu... De tine știu. Trrr. Păi și au... Trrr, calule. Ha, haide. Luați-o este. Dă-mi invers. Noi ne-am încurcat cu mânoșile. Da. Cu chimii tăi. Maca, maca. Le-am luat, zic, hai, haide mă în deal și hai să rupim iarbă. Suntem aici. Ochi, urechi și mâini. Zine. Domnița Violeta, uimește-ne. Eu nici nu ar trebui să spun. Noi azi de-am numai ați venit și de-am trebuit să știți la asta. Uimește-ne. Dar noi așa ceva n-am avut. La noi a fost diferit. Asta e, asta e total diferit ce am avut noi. A, da? Da. Asta e mai mult decorativ. Noi am avut... Trebuie scoasă orice fir de iarbă, mai ales din jur la vățică. Ok. Și pe acolo iarba care nu a fost tăiată, că eu trebuie tot tăiat-o. Da, dar asta e, anume, printre asta e imposibil. Ce zici tu e corect, dar asta e tot numai burian. Cum să-l scoți? Nu, că asta a fost tăiat, acum nu-i tot numai burian, iau, și-i scos. Eu până mă era sus. Așa, mi-ai scoți care sunt mai mari, așa? Ia că este el e rupt. Bine, da, ne găsești tot aici mâine dimineață. Orice... La ce vor retrezirea? Uite, aici, ca să fiu așa sinceră, nu cred că a fost foarte bine organizat acest moment, adică acest task, pentru că aici eu ți-i zic, nu, trebuie toată echipa, stăm o zi minimă, ca tu să faci tot frumos și să iei. Vezi cum crește așa? Și atâta când e micuță, micuță, apoi ți-i foarte ușor să o iei cu sapa. Mi s-a părut o chestie care nu o să mai aibă sfârșit, ca să înțelegi. Că vezi? E că burian este. E că eu îl scot, dar m-a scus, dar uite și rădășină, uite-ți. Înțeleg, dar uite la asta. Uite la asta. Asta e copac. Asta nici nu pot să-l scoți, asta nu. Nu știu, noi un pic ne-am... Balonul s-a desuflat la capitolul acela. Un pic așa ne-am, parcă ne-am dezamăgit noi. Eu știu mult filmări în viața mea am văzut. Da, la proiectul ăsta, nu că pur și simplu ai venit și să faci față ca și cum. De genul că la cel mai multe emisiuni de acest gen, să faci cumva față, să filmează o leac și că atât ești. Da, cumva se are de ce e milă față de artiști, oameni publici și așa mai departe. Dar aici chiar e să mușești cu adevărat. Eu zic că pentru prima zi toată lumea este foarte harnică. Uite cât e ora, iar băieții continuă să zidească gardul. Eu cred că dacă ei se concentrează toată noaptea, până mâine îl ridică. Construim garduri, ziduri de sprijin, săpăm tranșee, ieftin, calitativ, repede. Da, 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 adresați-vă. Și facem fotografii. Drept că-i scump. Da, da, tu o faci. Cine... Cine poate să mă laude că... Eu am un prieten și încă eram la primărie și m-a rugat el să merg cu dânsul, să-l ajut să plantez niște copaci la frate sau acasă. Și ne-am dus, noi am luat copacii, i-am pus de fratele lui Pladurleș pe acolo. Și punem noi copacii, mergem și pe pe lătră, trece lumea. Știi, și se uită așa. Și zic, da. Și zic că oamenii ăștia, zic, se gândesc cam ea. Cine oare, a cui e casa asta, că lui îi pune copaci viceprimar? Nu știu în ce măsură asta tot se filmează pe urmă, o să nimerească în emisiune, dar am spus și lucruri așa, că m-am gândit blind, dar oare trebuie să le spun? Pur și simplu, mie nu-mi place tipul... că nu duci lucrurile la bun sfârșit. De exemplu, să te apuci ceva, cum am făcut noi, ca să măcar vezi ceva început, sfârșit, ai lucrat, ai depus, vezi un gard, așa, aici chiar trebuie să te pui, pentru că nu cred că mâine să facem toată ziua doar asta. Și un rând, două, nu rezolvă nimic. Dar acolo, din experiența mea, e cam un hectar și Levențica e la un an, adică e foarte micuță, este burian foarte mult și el nou ne-a zis și pe cărare trebuie să luăm tot burianul mare și în jurul Levențicăi. Nu, eu i-am fizică, că pe mine mă doare, de exemplu, și răschinării, nu știu cum voi. Pe mine mă doare și răschinării.
Și era catastrofal, pentru că este imposibil fizic să, cu mână, da? Să faci treaba aceasta și mai ales proprietarii au pus acolo o bandă ca să nu crească iarba, dar ea creștea printre găurele și când rupeai cu forța, se rupea și aia. Adică 2 ore 40, atenție, am fost 2 ore 40 în acel lan de levănțic și dacă mergeți acum să vedeți, probabil nu se vede nimic din ce am făcut, pentru că e un lucru nonsens. Este, știi, vreau să-ți spun, dacă te pleci cu așa un costum de baie prin la, pe la lucrări astea de soare, noi facem baie și emisiunea o să fie cu cel mai mare rating. Am mai vorbit cu domnul Moscovici și despre conflictul de generații. I-am povestit, nu știu, poate telespectatorii deja știu că eu am avut un mini conflict online cu un artist al poporului, cu Mihai Ciobanu. Am avut un soi de mini conflict cu domnul Mihai Ciobanu. Așa. În care eu am parodiat Casa Părintească, adică păi parodie muzicală. Stai, stai, bine, tu de unde știi că ai conflict? El s-o... Da, da, el s-a revoltat, el o... Bine, o... Mi-au scris, m-au sunat, au zis să ștergem piesa, că dacă nu ne dai în judecată, ah, e bunic. Ok, ok. Lucruri pe care noi și aici facem, facem absolut legal, adică nu există un lucru pe care noi l-am călcat. Dar faptul că în toată lumea se parodiază... Păi normal. Cântice. Și păi poate ții ca interpret, ca autor original, al originalului, ții nu-ți pare tocmai amuzant sau tocmai bun. Dar oare ești tu în măsură să, adică poți și tu obiectiv în raport cu opera ta? Pentru că eu îmi dau seama că pentru tine opera e ta și e mai frumoasă și e mai faină. Și atunci când tu ai pretenția că, cum spun eu, opera ta e sfântă și e, și e intangibilă, atunci e clar că din partea mea ca tânăr, la mine apare un fel de, băi. Și ca conflictul ăsta de generație, tot mi se pare că e foarte puternic și pronunțat. Am aflat, chiar dacă eu cred că știam, dar uitasem absolut că gongul ăsta din aeroport e al lui Constantin Moscovici. Am uitat cum e melodia aceea, dar în orice caz, ca să știți, data viitoare, când auziți în aeroport, telelelelelele, cum se aude, e al lui Constantin Moscovici. Era alt caz. Similar. Uh-huh. O fată care cântă la nai, a dus la aeroport, o pornit TikTok-ul și a spus, ascultați noua mea melodie. Și bac, jumate de milioni de moldoveni, nu știu de unde s-a luat, tăi, wow, ce de faină ești tu! Bine, și care e reacția mea? Da, înțeleg. E bun, eu a făcut asta pe școală, nu o monetizat, în sens că nu ați zis chiar serios. Nu, o spun serios. Na, tu nu poți să-ți dai seama dacă o spus serios sau nu. Păi, da. Aici iarăși două chestii. Bine, decizia mea. M-am râs și am spus, oricum, știi cum să spun, fiecare are cu ce care trebuie să o ducă, dar mi-a părut bine că admiratorii au sărit în capul ei, cum nu ți-o rășini, fa, dă, o șters. Nu ne-au așteptat jopânul, da, cum îi spunem noi la brigadierul nostru, a văzut că noi ne descurcăm destul de bine, ia să mai dăm și o mașină de beton, la urmă, știi așa. Nu, mai mult, nu, trebuie tot de luat încolo. Mai încolo tot? Da, tot. El trebuie să meargă. Faza amuzantă e că Aron a văzut că noi lucrăm foarte bine și i-a spus Alionei, hai să comandăm o mașină de beton. Noi neștiind chestia asta, nimeni nu știa, nici măcar ei. Eu am înțeles că a fost o decizie de ultim moment. Armatură orizontală n-am pus. Ca, nu, deasupra. Nu, el acolo o pus-o la nivelul ăsta, vezi? Da. E ca la nivelul leacă mai jos de... Nu, e oricum... Să-l pui la nivel. Se pune asta și când merge deasupra, de-amă merge cu... Da. Că el acolo o puse, că acolo este. El acum s-o permit că e a îngropat, dar e ca tare deasupra merge, vezi? Aha. Uite. Pe el o pus amul la urmă, da? Da. Aha. Eu am văzut că ei s-au pornit foarte repede și nu le ajungea betonieră pe care noi aveam și... Am decis să facem această comandă de beton cu mașină mai mare. Și să-i facem călțo mai mare și să... Da, noi vreau ce putem să o punem, da, și deasupra în zmeică, știi? Sau în zmeică spate de pus. Dar oricum trebuie să fie legată de sticare. Da. De aici, de la ultima. Da. Sau de... Nu, ia că de acolo. Ea era până aici. Uh-huh. Până aici era. Ia ca de la asta.
De la asta. De tu mai acolo e? Da. Ia că de la asta poți începi. Eu am așteptat că o să lucrăm, dar chiar a fost mai mult decât m-am așteptat. Chiar nu m-am așteptat că o să facem construcții și betoane, adică mă gândeam că o să fie, mă rog, ca la țară, muncă agricolă acolo, de dat la capri, de strâns ceva gunoiul, de pus, că la țară e muncă oricum de tot felul, dar asta e muncă în construcții, care e la fel și la țară și la oraș. Ați vii mâine așa la șase, pui mâinile în cap și-a făcut aici. Nu, de făcut am făcut, dar e altă chestie. Eu știu că se face mai puternic chestia asta. Ei nici nu au așteptat că putem să facem un volum așa de mare într-o zi. Vă dați seama, deci într-o zi, nu știu cât în cap din basculanta aceea care au venit, dar cred că peste 20 de cuburi sau 10 cuburi de beton era împrăștiat și pus la punct. E așa de tare pe mine soarele și la așa tare mă... Te obosești soarele, asta-i. Chiar și la mare, eu sunt foarte obosită dacă stau în soare. Da. La umbrie, și mă spuneam să n-am făcut nimic toată ziua, dar atât de mult am obosit și anume atât. Da, încă fără mare, așa, pe dogorala asta. Și cum a zis și Violeta, ea a vrut să vină în acest proiect ca munca ei să fie zidită astfel ca să se înțeleagă. Uite, am vopsit o ușă, am făcut un gard, ăsta este gardul by Violeta Scrișu. Dar gen că am petrecut jumătate de zi într-un lan de levânțică, nu se vede nimic din ce am făcut, ea nu înțelege și eu îi dau dreptate munca pe care am făcut-o. Noi trebuie să cărăm saltele. Da. Într-o parte în alta și m-am dus Cătălin să zic să ducă ei, că e grele și a zis că nu. Noi între ei trebuie să le cărăm dintr-o parte în altă parte. Da, pentru camera mea și a Dani și pentru băieții, camera băieților. Mi-aș mai pomoa de luat. Băi, dați noi să filmăm, Oleagă, dar voi ați trăi. Iar fetele au mers acum în căsuțe să facă ordine, să pună așternuturi, ca să ne putem culca și să ne trezim a doua zi în forță, pentru că știm că cea de-a doua zi este o zi de foc și rezistență. Pe fundalul unui apus senzațional, în spatele nostru apusul, noi de aici dădem ultimele lopeți. Deci ceva așa... cum spun, poetic și murdar. Da, plasantier, în mod normal, este un responsabil. Pe... care trebuie să răspundă. Da, el trebuie să verifice calitatea betonului, el trebuie să verifice să vadă. Noi, brigadier! Asta a fost domnul Moscovici asta. A, da. Eu, da? Auzi, dacă eu eram brigadier, nu dădeam voie să pleacă lumea. Domnul Moscovici este clar descoperirea și revelația mea din acest episod. Băi, omul ăsta mi-a spus numai de la început, zic că am umărul care mă doare și am mai avut un moment unde i-am spus eu, hai să săpăm. Lui a spus că nu, că mă doare umărul și asta nu fac. Zic, băi, bun, hai măcar să nișcați, scoateți de acolo sau dumneavoastră să dați numai din Chișor și... și zic, bun, hai. Băi, nu, nici câr, nici măr, ba mai mult. El era care spune că, băieți, totuși aici ca să fie mai bine, hai că mi-ai dăm două hârlieți aici și batem și băieți, hai ca să fie mai bine, punem armătura asta și băieți, nu, hai ca să dornim Guinness și liniștiți noaptea să dă, să punem niște chietre acolo să se bată. Hai să ne spălăm așa repijor. Ce mai cuciu, măi? Cuțuleanu! Cuțuleanu! Iau, citeți! Păi, nebunilor, ei! Ce cu voi, băi? Gata, fu! Fu! Sper eu să fie așa pace și liniște toate aceste zile, să fim prietenoși și să muncim, pentru că de asta am venit. Da, asta îmi pare ca sara, mă, imediat a sara, hai treci dumneavoastră. Eu așa simt ca sara. Și nu e loc? Nu, e demisec. Dar ceva brut nu este? Parchetanovca. Ia vreau. La loc. La loc. Să vin la locul meu, la domnul Moscovici. Bine. Să glas na cuplin în bileta. Să fim noi sănătoși. Și hai că vin lângă domnul Moscovici. Să fim sănătoși. Poți să refuz. Murdari, grețoși, uz, transpirați, zoioși. Am încheiat o zi de muncă. Bun, poftă bună să aveți. Băi, vă mulțumesc pentru o zi productivă. Chiar am muncit bine azi și s-a muncit mult. Felicitări.
ne vedem mâine. Poftă bună, am spus. Mulțumim. Auzi, cine a trezească mâine? Cineva a zis că bărbații au lucrat mai mult, dar bărbații sunt cineva? Creați pentru ca să muncească mai mult ca femeile. Tocmai de asta. Egalitate. Să trăiască bărbații care muncesc. Noroc. Da. Sănătate. Eu nu știu dacă se închide camera, dar am înțeles că Cătălina este foarte matinal la voi. Mă culc mai devreme, ca să mă trezesc mai devreme. Vă zic o seară frumoasă în continuare. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Vă pup, pa, pa! Noapte bună, spucu! Bună dimineața! De lângă acest aparat care ieri ne-a mâncat sănătatea, de fapt n-a lucrat foarte mult cu el, adică pe urmă s-a lucrat tot restul, s-a pus cu mașina. Astăzi ne-am trezit un pic mai târziu decât ne trezim în edițiile obișnuite. Hai să-i trezim. Da, până la urmă este ora, cred că vreo 6:50 și ceva, până în 7. Dar am spus că îi lăsăm pe acești invitații, îi lăsăm cu o oră mai mult, pentru că ieri, din proprie inițiativă, cel puțin băieții, pentru că am spus fetele, n-am putut să le monitorizez constant, dar cel puțin băieții au dat non-stop, fără pauză, fără ca eu, adică eu îi rugam să mai iau o pauză și nu. Tot se trezește foarte repede, în primul rând, pentru că eu cred că Nicoleta le-a spus că de regulă noi trezim la 6. E spune asta invitațiilor. Good morning! Dar voi spuneți că a fost un pic friguț? Știți care e problema? Că domnul Chiron, dacă domnul Moscovici, nu a avut păturile. Foarte bine! Mi-am amintit de copilăria mea când rămâneam la bunica în satul Sărat Amerișeni, chiar pe malul Iazului. Bună dimineața! Dimineața. A fost așa, foarte ușor de dormit. Bună dimineața! Sau ziua bună! Se cunoaște de dimineață. Vorba veche așa spune, drept și cu înțelepciune, dacă cerul e senin. Cumva am stat în pat, cred că 2-3 minute după ce a plecat Cătălin și... Hai! Vedeți, când domnița a fost undeva la mare, la odihnă, are tapcii de acolo. Am și eu acasă. Hai, cu bună dimineața! E friguț? Foarte, eu m-am trezit abia la 6, foarte frig acolo. Tot mai tare mă tem de domnul Moscovici. Hai! Guten Morgen! Sunteți în Morgen! Hai! Așa era, eu eram la etajul 2, acolo pat așa un pic, așa mergea și mă gândeam să nu cad, dar până la urmă am adormit, am auzit ploaia noaptea. Ce faceți? Bună dimineața, țară! Bună. Cum ați dormit? De unde ați găsit păturile astea? Bine, sunt tăptor cântat la nai. De unde ați găsit păturile astea? Erau aici. Erau, da? Da. Și eu văd că în genere nu fac nimic. Mă gândim că nu sunteți înveliți. Ne s-a spus, Aliona că... Da? La o bucată de noapte a început a ploua. Ca să înțelegi că oglindă nu-i oglindă. Da, ok. Ce să fie oglinda noastră fermecată? Înțeles? Că ești ne facem pe masă. Noi de-asta și-am venit dimineață pentru oglindă în coș. Cumva eram pregătită moral că dimineață ne vom trezi. Pentru mine asta e clar că dimineața. Că noi cu petrecerile ne-am obișnuit cam pe la vreo mai târziu să ne trezim. Nu, n-am văzut încă pe nimeni. Iată, fetele îmblă pe gardină. V-a spus ce ați făcut pe azi? Încă nu. Dar cred că tot ce am făcut e. Să vedem, trebuie să ducem să ne uităm cum s-a prins beton. Eu, a
Dacă aveți jumătate de rând, eu am făcut de-am un întreg. Și concluzia, oameni buni? Nu, dar dacă tu te afiliezi cu toți nebuni. Intenționat, intenționat. 3, 2, 1, hop! Ei, domnița Violeta, păi dai politicos așa? Are dreptul sau are posibilitatea să mai alinte? Nu, nu, așa nu, nu. Așa nu faci niciodată. Asta pentru mine e clar școala lui Nicoleta Adam.